Dezbateri maraton pe legile educației de miercuri 19 aprilie până joi 27 aprilie, inclusiv sâmbătă, între orele 9-21, cerute de președinta PSD a Comisiei de Educație, Natalie Intotero. Deputatul social-democrat Hunedoara Dorean a mai declarat că votul pe legile educației ar putea fi pe 2 mai, dacă dezbaterile se extind. Situație reală, de altfel, dacă ne gândim că numai PSD are aproape 700 de amendamente la legea educației. La solicitarea președintei Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, Natalia Intotero, programul de lucru pentru dezbaterile din Comisie pe proiectele legilor educației se va prelungi. Astfel vor fi dezbateri 12 ore pe zi începând de mâine. Astăzi, la ora 14, ne întâlnim în cadrul Comisiei. O să punem la dispoziția fiecărui grup parlamentar legea pe preuniversitar cu toate amendamentele incluse de la fiecare grup politic. Lăsăm timp până mâine dimineața la ora 9, pentru că sigur vor fi amendamente care se regăsesc la mai multe grupuri parlamentare pentru armonizare și de mâine începem discuția și vot pe fiecare amendament în parte. Fiecare grup parlamentar are propriile amendamente la legea educației din învățământul preuniversitar, deci discuțiile vor fi lungi și agitate. Dacă ne gândim că numai PSD are 675 de amendamente la legea propusă de ministrul educației. 675 de amendamente, 324 de pagini ar fi în plus, da, 675 de amendamente. Unul dintre amendamentele propuse de PSD este creșterea salariilor în sistemul de învățământ din România, creștere care nu se poate efectua decât prin trecerea salarizării dascălilor la Ministerul Muncii. Așa cum a venit ultima variantă de la guvern, partea de salarizare nu va mai fi cuprinsă în legile educației. Partea de salarizare, ca și la alte ministere, trece în subordinea Ministerului Muncii. Avem și noi propuneri și discuții au fost că este nevoie de o creștere a salarizării cadrelor didactice, în special pentru debutanți, pentru personalul de ritme didactic, didactic auxiliar, ceea ce solicită și sindicatele. Dar ca să putem face această creștere, fiind vorba de lege organică, trebuie prinsă în legea salarizării. Legea salarizării este jalon pe PNRR și trebuie făcută până pe la sfârșitul lunii septembrie. Și sindicatele cer renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare, dar care să fie gestionat și administrat de Ministerul Educației.